Și rezultatul corect este 87. Iată, dragilor, cum anume trebuie procedat ca să înțeleagă. De ce n-am făcut cum am făcut noi? Noi de ce n-am făcut cum am făcut noi acum? Da. Fiindcă acolo eu n-am fost atent. Corect era să, în loc să spun, să rupi 700. Ca fiind 600 plus nu știu ce acolo, trebuia să mă gândesc că i-ar mai trebui lui 700 un 20, pe care îl mușcam din 80 și construiam pe 720 ăsta, ca să meargă algoritmul de aici. Așa copilul înțelege. Dacă tu spui că cobori cealaltă cifră, lipești acolo, faci nu știu ce, el nu a înțeles nimic. Dar așa, dacă am făcut și construcția asta, înainte am făcut-o, fără să țin cont de ceea ce trebuia să arăt în etapa următoare. Hai să facem și pe cealaltă. 800 a fost? 800, nu știu cât a fost. 800, pe care? Hai să spun eu, 800... 37. 37, da? 837 împărțit la 3. Chiar la 9. Da. Chiar la 9. Chiar îmi place la 9 și îl sfârșit la 3. Nu, corect. 9 cât, facem cât. Ia să vedem. E cam mai departe cu... Noi facem după tehnica de scompunere. Deci egal cu 800 plus 30 și plus 7. 800 plus 30 plus 7. Totul de împărțit la 9. Și egal cu... Ei, 800 împărțit la 9. Dar mai trebuie 1. 1. Ca să fie 80. 801. Nu, nu, nu. 810. 810. Ca să fac 9, fac 81, tu ai zis, da. Dar 1, o 10, că este aici. Da? O 10. De unde să luăm noi 10 asta? De 30. De 30. Deci egal mai departe, cum să spun. Tictează-mi acum. Egal cu 810. 810. Plus? Plus 20. Și? 7. 27. 27. Tot în împărțire, nu. Așa. Care face acum cât? 80 împărțit la 9. 9. 90. 90, așa. 90. Dacă numai 81 ar fost. Da. Avem 10. 90 plus? 90 plus 3. Așa, și face? 93. 93 numărul. Și acum să vedem, dragilor, se cum el înțelege. Hai să-l facem după șmecheria asta. Ia să vedem, 837 împărțit la 9, să vezi că e viteză mare aici. Zice, 9 în 80, 9 în 8, nu se poate. Nu merge. Că e prea mic. Prea mic. Și atunci mai luăm, și zice 83, cele două, îi pun liniuțe care am luat pe amândouă. 9 în 83, adică 9 ori cât face aproape de 83? Nu. Mai mic. 9 ori 9. 9 ori 9. 9 ori 9. Și scrie că faci 9 ori 9, fac 81. Sub el. Da. Sub el exact de unde am luat. Da. Tragem linii și scădem. 1 din 3. Nu știu. 2. 1 din 3 fac 2. Azi, dumneavoastră, 1 din 3. Deci, 1 din 3 scădem pe 1, da? Hai să zicem. Din 3 scădem pe 1 și egal cu 2. Aici nimic. Aici sunt 20, de fapt. Este 20 astea. Și 10 am luat-o aici, nu? 20. Și își punem pe 7, covărând ce pe celălalt, lângă el. Fac 27. Și 9. 9 în 20, 27 împărțit la 9, egal cu 3, da? 3 ori 9, 27. Foarte șmecheră chestia asta. Mai rapidă. Da? E mai rapidă. Însă înțelegerea algoritmului de împărțire trebuie să fie așa desfășurat. Da, altfel ați văzut, reacția a fost corectă când a spus ce porcăria asta, nu înțeleg, ce puteți semne și își face acolo coborâs și nu înțeleg loc. Dar ai văzut acum că aici... Da, acolo a scris 87 și nu mi-a dat seama nimica. Că a scris 87 și ce e acela. Păi era rezultatul, direct. Asta e rezultatul, era rezultatul pe care trebuie să-l obținem. Eu n-am înțeles nimic, că n-a spus limonezi. Sigur că da. Da, da, da.
Deci, deci le-a spus că e cu atât, cu atât mai important, deci mă bucur că tu ai avut reacția asta, pentru că este un mesaj pe care trebuie dat învățătorilor și tuturor celor care își propun să arate algoritmul, trebuie să-l facem în felul ăsta. Că dacă îl facem așa, el a înțeles aici că 800 și cu 10 fac 810 și mă ajută. Și iată, 810 aici, e 810, de, să-ți recunoaște, că dacă am scris în ordine asta, e 810 ăsta. 7 din 0 și 7. Da? 7 și aici e perfect. O scădere asta, limpede, fac 27. Este 27 acesta construit de aici. Și acum totul este... Deci ai scris 27 de două ori? Unde? 27, am zis. Aici, la scădere și 27. Și am făcut înmulțirea. 3 ori 9, 27. Nu mi-a rămas nimic. Așa. Pe ce ai scris 27 de două ori? De 27? Pe 27 mai întâi au fost de la scădere. Da. Și pe urmă am vrut să văd, să putea să dea aici 28. Și atunci rămâne un rest. Rămânea un rest acolo, știi? Da? Și atunci eu trebuie să fac asta, să văd. Când nu mai rămâne rest, înseamnă să împărțirea s-o făcut exact. Că sunt și situații când rămâne rest. Știi cum se numește rezultatul ăsta? Nu. Cât? Câtul împărțirii. Ăsta este împărțitor. Împărțitor. Ăsta e împărțitor. Și ăsta e de împărțit. De împărțit. Deci, de împărțit, împărțitor și câtul împărțit. Da? Da, da. Așa, ne oprim aici și rămâne să faci tu cinci împărți. Așa. Și așa, și așa. Și desfășura și așa. Și stai mai întâi desfășurat, primarea ți-i desfășura. O înțeles mai bine. Sigur că da. Cu atât mai mult mă bucur că am înțeles asta. La revedere! La revedere! Să nu uitați de like, share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere! Ce drăguț, nu am înțeles nimic. Da, da, să știi.